Norvegia oferă Republicii Moldova un sprijin financiar de aproximativ 50 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către premierul Jonas Gahr Støre în cadrul summitului Comunității Europene. Potrivit președintei Maia Sandu, resursele sunt foarte importante pentru țara noastră în contextul războiului de la Hotar. Norway is fully committed to support democratic development in this part of Europe. This year, 2023, we have made available 50 million euros dedicated for Moldova's efforts. We cooperate with the government, also with international institutions like the World Bank and others to see to it that that help can really be meaningful. Vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru sprijinul pe care îl acordă Norvegia Republicii Moldova. Vom discuta despre cum vor fi folosite aceste resurse, dar sunt resurse foarte importante pentru țara noastră acum când trecem prin această perioadă complicată. Liderii prezenți la summit pun în discuție eforturile comune pentru pace în contextul războiului din Ucraina și al crizelor conexe, apărarea democrației, consolidarea securității energetice și reziliența statelor europene.